Salutare, prieteni! Acum vom citi cartea Clopoțica și secretul aripilor. Haideți să începem! Departe, departe, dincolo de pajiștea verii și pădurea toamnei, se întinde ținutul gheții. În valea elelor, zânele și zânii pregăteau coșurile pentru fulgi de nea. Buvnițele polare veneau după ele și le duceau în pădurea iernii. Probabil că e minunat acolo, suspină în sine ei clopoțica. Dar deși zânele ei nu aveau voie să treacă granița dincolo de care se întindea regatul iernii, clopoțica voia să arunce o privire acolo, fie și doar o clipă. O ajută pe faun să ducă animalele până la podul care unea cele două lumi și acolo, hop, sări în ținutul iernii. Simți o suflare de vânt rece și dintr-o dată aripile ei începură să strălucească într-un mod misterios. Trebuie să aflu de ce se întâmplă așa ceva, se gândi clopoțica. Găsi o carte despre aripi la bibliotecă, dar din nefericire tot capitolul despre strălucire fusese devorat de viermi de cărți. Bibliotecarul îi spuse clopoții și să... că autorul cărții este înțeleptul care trește în pădurea iernii. Astfel că zâna se apucă să-și facă cizme călduroase, mănuși și o haină cu glugă, după care se îmbrăcă și sări într-unul din coșurile pentru fulgi de nea. Purtată de o bufniță polară, ajunse în ținutul gheții. Când ateriză, fugi în sara iernii. Acolo îl văzu pe păstorul cunoașterii și o zână a iernii, ale cărei aripi străluceau ca ale, ca ale Pentru un moment, zânele se uitară una la alta, uimite, privind la aripile scripitoare. Apoi, încântate de ce văzură, începură să se ridice. Cred că visez, Deși eu am descris fenomenul ăsta, acum îl văd pentru prima dată," zise înțeleptul. Și apoi le explică celor două că erau că eram născute din râsul aceluiași copil. Erau surori. Aripile voastre sunt identice și încep să strălucească atunci când sunteți aproape una de cealaltă," le explică mai departe zânul. Am fost și eu ieri la podul dintre cele două lumi și te-am văzut," te recunoscu albăstrica." Clăpoțica ar fi trebuit să se întoarcă acasă, dar înțeleptul le dădu voie celor două surori să-și petreacă ziua împreună. Albăstica o duse pe sora ei în pădurea iernii și acolo se destară de minune patinând și dansând și dându-se cu sania pe cascada înghețată. Când se lăsă în tunericul, clopoțica a făcut focul și a apoi început să povestească despre valea elelor. Vai, ce mi-ar plăcea să văd și eu fluturii! Păcat că nu pot merge acolo!" suspină albăstica. Cine știe, zise clopoțica, dacă am reușit să fac cald aici, aș putea fac, să fac cumva să fie mai frigă dincolo. Dintr-o dată, de la foc, gheața se crăpă, iar surorile căzură într-o prăpastie. Nu apucară să ajungă până jos, pentru că linksul agil al înțeleptului le prinse dintr-un salt. Iată cum se încalcă regulile, zise înțeleptul, uitându-se la urmele focului. Trebuie să pleci, cu clopoțico, au adăugă el și le duse pe zâne la granița dintre luni. Ne vedem aici mâine, îi șopti clopoțica surorii sale pe când se îmbrățișau la despărțire. Clopoțica le spuse totul prietenilor ei, iar aceștia se arătară dornici să o ajute. Construiră împreună o mașinărie de făcut zăpadă. Acum albăstica va putea să vină aici. În norul de zăpadă se va simți ca acasă, le spuse clopoțica celor. Tot ce ne mai trebuie este blocul mare de gheață cu care să facem neaua, Înconjurată de zăpada propusă de mașină, albăstica a făcut o călătorie minunată prin valea ierelor, cea colorată, plină de flori și fluturi. Era încântată, iar când sora s-a îi în dar o floare de albăstrea, ea o înfășură într-un stră delicat de gheață ca să o protejeze de frigul din ținutul iernii. Însă la un moment dat, aripile albăsticii începură să se ploș ploștească. Mașina nu prea mai avea gheață din care să facă zăpadă, iar zâne iernii se făcuse prea cald. Trebuia să se întoarcă imediat acasă. Când ajunseră la intrarea pe tărâmul iernii, sosia acolo și lordul gheață. Nu aveți voie să treceți granița dintre cele două luni. Această regulă este pentru binele vostru, zise el și adăugă. Nu vă veți mai întâlni vreodată. Dar suntem surori, născute din surâsul aceluiași copil, protestă clopoțica. Atunci a apărut și Clerian, regina zânelor de vreme bună. Clopoțico, nu lordul este cel care vă interzice, ci eu. Ce mai era de făcut? Cele două surori spuse radio pline de reglet, iar roldul gheață aruncă mașina de făcut zăpadă în râul înghețat. De ce trebuie să se întâmple așa? o întrebă clopoțica pe regină. Iar aceasta îi răspunse cu o poveste. Cu mult timp în urmă, două zâne din lumi diferite s-au îndrăgostit. În fiecare seară se întâlneau la granița dintre anotimpuri până când hotărâră să fie tot timpul împreună. Dar, după ce s-a mutat în cealaltă lume, una dintre ele și-a rupt o aripă. Iar pentru aceasta nu există leac. Atunci am făcut regula care interzice trecerea graniței, iar rolul gheața a fost de acord ca aceste lumi să fie separate pentru totdeauna. Când regina încheie, că a văzut că afară ninge. Ninsoarea era făcută de mașina de zăpadă, care se înțepenise în râu. Zânele își uniră forțele și opriră mașina. Dar era deja prea târziu. Gerul se răspândea tot mai mult. Ce se va întâmpla cu copacul cu praf magic dacă îngheață? Nu vom mai putea zbura, se speria răzânele. Toată lumea se puse pe treabă. Unele zâne strânseră animalele și le ascunsele în siguranță. Altele se grăbiră la copacul cu praf magic să-l acopere cu pături moi de muște. Dar atunci, clopoțica a văzut floarea lăsată de albăstrica. Încă mai trăiește, spuse ea cu speranță, atingând gheața subțire din jurul florii. Cu ea în brațe zburăm pădurea iaernii să-și găsească sora. Albăstrico! strigă ea când o văzu. Gheața a făcut ca floarea ta să supraviețuiască. Poți să faci la fel pentru copacul cu praf magic? Vine gerul și altfel va... ar putea să nu supraviețuiască. Gheața oprește aerul cald în interior și nu lasă să pătrundă frigul. Trebuie să înghețăm copacul înainte să vină gerul, spuse răzânele de gheață. Zânele de gheață zburară în valea ierelor. Abia reușiră să înghețe copacul cu praf magic când totul din jur fu cuprins de ger. După o vreme, soarele se arătă din nou, topind gheața și zăpada. Iar atunci un șuvoi de praf al uriu început să curgă din nou din copac. Ce bucurie! Descoperiră însă că, atunci când zburase în pădurea iernii, clopoțica își rupse o aripă. Surorile se luară de mână și își atinseră aripile, care începură să strălucească puternic. Aerul se umplu de lumină, iar aripa frântă se învindecă. Din acel moment, zânele de vreme bună pentru vizita pădurii, pentru vizita pădurii aernii fără probleme. Tot ce le trebuia era niște gheață pe aripi. Clopoțica și albăstrica, două zâne surori născute din râsul aceluiași copil, puteau să se vadă oricând doreau. Dar nu doar ele. Zânele care se îndrăgostiseră odată, regina Clarian și lordul Gheață, putură să petreacă mult timp împreună din nou. Și aceasta a fost și cartea Clopoțica și secretul aripilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like și share. Pa, pa!